I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Bau, și chiar că un bau în adevăratul sens al cuvântului, că uitați-vă cum îmi poate sta părul meu în mod natural. Da. Vreau să-mi întind părul în același timp în care vreau să fac și un fel de introducere pentru vlogul de astăzi. Îmi pornesc placa de păr imediat la 200 de grade pe cât o folosesc eu în mod normal și aștept foarte puțin să se încălzească până fac așa un fel de împărțeală la păr și cât timp îmi iapnă-l. Este luni. Este o luni mult mai diferită decât lunea pe care am avut-o săptămâna trecută când am fost foarte low și când am avut vlogul letele ăla, nu știu, tentativa aceea de vlog pe care, sinceră să fiu, m-am și gândit să nu o aplădez. Gata, mi s-a încălzit și placa, să continuu ideea și poate să mă mai uit încolo în oglindă pentru că nu vreau să-mi ard totuși părul. M-am gândit să nu îl aplădez și asta pentru că am avut o stare de spirit foarte low în vlogul de săptămâna trecută și, de fapt, în săptămâna trecută, per total, toată săptămâna mi-a mers prost, dacă pot să zic așa, parcă nici, nu știu, lucrurile care trebuiau să meargă bine și pe, la care eu mă așteptam să meargă bine, nu au mers deloc bine, dar, și asta e evident că mi-a influențat puțin starea de spirit și m-a influențat și în vlog. Și m-am gândit să nu îl aplaudez pentru că până la un moment dat eu am impresia că oamenii intră pe internet să uite de probleme, intră pe internet să uite că și să vadă de fapt lucruri pozitive și să vadă oameni care au energie pozitivă. Nu aș fi vrut să vă încarc și pe voi cu starea mea de spirit, aș fi vrut să vă împărtășesc lucrurile bune și pe cât posibil am încercat să fac chestia asta, deoarece ați văzut că nici nu am filmat foarte mult, dar mă gândeam să nu-l aplaudez. Până la urmă, m-am gândit totuși să o fac și asta pentru că s-ar putea să vă ajute să vedeți un picuț așa un gram de realitate, dacă pot să zic așa, și să vedeți că nu toate zilele mele sau zilele oamenilor care par să fie... Ia uitați-vă cum arăt, sunt o visă. Zilele oamenilor care par să fie pozitiv și... adică care sunt pozitiv și energici, pentru că da, în continuare mă numesc pozitivă și energică. Nu sunt toate la fel și pot să fie și zile proaste, pot să fie zile în care nu ai la fel de multă energie. Voiam să păstrez așa un picuț totul real din punctul ăsta de vedere și da, sper că v-a plăcut totuși vlogul de săptămâna trecută, să știți că l-am oprit abrupt și să știți că acum am o energie foarte pozitivă care sper să ajungă și la voi, asta din cauza faptului că am avut un weekend fără internet, fără social media, cel puțin ziua de sâmbătă a fost manecerească. Ziua de sâmbătă am petrecut-o în casă, exclusiv în casă, nu am ieșit pe afară, nu m-am gândit la ținute, nu m-am gândit la poze, nu m-am gândit la cum să fac să fiu deosebită, pur și simplu am făcut un duș, m-am relaxat, am mâncat ceva bun, am gătit cu prietenul meu, am făcut ceva șaorme tare, tare faine, ne-am uitat cred că la 5 sau 6 filme, am stat în pijamale, a fost super ziua de sâmbătă pe care o așteptam de foarte mult timp și care m-a ajutat să-mi încarc bateriile și m-a ajutat un picuț să privesc în exterior, din exterior, toată starea pe care am avut-o eu săptămâna trecută. Ăsta a fost weekendul meu, v-am zis, nu foarte multe, n-am făcut multe. Duminică am gătit, am făcut meal prep duminică și o să mergem în frigider să vă arăt imediat. Este un fel de tentativă de meal prep și asta pentru că sora fratelui meu o să vină la noi săptămâna asta și cred că și săptămâna viitoare și cealaltă. Mă rog, cu mici pauze și asta pentru că reîncepe facultatea fizic și trebuie să fie prezentă fizic și evident că nu o să-și cumpere chirie pentru 2-3 zile pe săptămână cât trebuie să fie prezentă fizic la facultate, așa că o să stea la noi. Deci da, o să avem un musafir și de aceea zic că meal prep-ul s-ar putea să varieze în funcție și de ce poate să mănânce ea și în funcție de ce îi place să mănânce, deci da, o să vă iau acum în frigider și o să vă arăt exact ce am gătit eu, doar ce am terminat să fac un duș, m-am spălat pe păr și deja mi-am întins părul, nici nu cred că a durat foarte mult. Oricum, nu vreau să stau aici să vorbesc foarte mult, asta a fost doar o introducere și un fel de update așa la ce s-a întâmplat de când nu ne-am văzut, de când nu ne-am mai văzut sau de când ne-am văzut ultima dată, dar să știți că a venit air fryerul, este la Easy Box, mă așteaptă și vreau să merg după el, vreau să mergem puțin și până la mall. Prietenul meu este plecat astăzi pentru că și-a schimbat
făcut așa o schimbare în viața lui și a schimbat autovehiculul, nu mai conduce aceeași mașină și astăzi s-a dus să-și cumpere mașina cea nouă și s-a dus chiar în Sibiu să o vadă și totul a ieșit cum trebuie și vine cu ea spre casă și vine și cu sora lui care trebuie să stea la noi, o ia și pe ea. Așa că ei trebuie să ajungă dintr-un moment sau altul, nici nu știu cât e ceasul, pentru că nu mai am baterie la smartwatch și am și uitat să-l pun la încărcat. Da, super. Și nu știu exact cât e ceasul în momentul de față, că telefonul e la încărcat, totul e la încărcat, dar da, mă gândesc că e în jur de ora 3 și jumătate. 4, ceva de genul. A, și să știți că deja s-a trecut la biker shorts și aici ați fost voi mai devreme și aici mă vedeam eu, da, s-a trecut la biker shorts. Să sperăm, afară a fost oricum și un weekend groaznic și ieri a plouat foarte mult sau a fost urât, sâmbătă a plouat, nici nu mai știu exact, dar a fost groaznic, dar în casă este cald pentru că doar bate soarele și nu reușește să ajungă frigul, așa că am trecut la biker shorts și Mira e acolo la soare, dacă o vedeți voi, dar haideți să mergem în frigider și să vă arăt aici, da, pe lângă tot dezastrul cu rechizitele și cu niște cutii. Am cumpărat și fructe, deci da, am fost în Lidl, am cumpărat o grămadă de chestii și aici avem meal prep-ul și o cola. Am făcut pui. Aici avem foarte mult pui făcut la grill pentru că ne gândeam că sora prietenului meu poate preferă să mănânce niște pui, nu știu, am zis să facem o caserolă întreagă. Aici am făcut ceva burritos cu carne de vită și năut și sos... roșu, cred că sunt foarte, foarte bune. Aici avem broccoli, dacă vedeți, cu orez cu ton. Și aici jos avem cartofi cu un fel de tocăniță cu sos alb, cu ciuperci și cu bacon. Și la fel are și prietenul meu, uite că nici nu i-am închis bine caserola asta, dar mă rog. Da, avem fiecare câte trei, după cum vedeți, și puiul acela care este în plus pentru sora prietenului meu. Nu știu, o să-i facem ceva cartofi, pe lângă el o să-și facă ea. Oricum nu vreau să o tratez pur și simplu ca pe un musafir, pentru că este de acasă, poate să intre în frigider și să pună mâna pe ce vrea ea. Și da, eu sunt asigurată din punct de vedere alimentar pentru... până miercuri. Sau până joi. Nu știu exact, că astăzi am mâncat niște ovăz foarte, foarte sățios și mi-a fost de ajuns. Ia uitați care este locul preferat al Mirei în ultima perioadă. De fiecare dată când deschid eu sau prietenul meu sertarele astea, direct aici stă, dar ce este bine este că aceste sertare sunt foarte rezistente și vedeți că țin și o grămadă de pantaloni, de perechi de pantaloni, dar o țin și pe Mira și nu par să cedeze în vreun fel sau altul. Mă pregătesc să ies, voiam să vă arăt minunăția asta de pisică înainte să vă arăt ținuta, cu toate că ținuta nu e ceva spectaculos. Dar vreau să vă zic că am rămas restantă, între ghilimele, de săptămâna trecută cu arătatul lucrușoarelor de la Meli Melo și de la Poema. Și asta din pricina faptului că vreau să fac un fel de haul de primăvară, doar că mai aștept câteva comenzi. V-am zis că vreau să fac așa un haul cu rochițe. Și ce am luat de la Poema s-ar potrivi perfect pentru holul cu rochițe, plus de asta mai am încă 200 de lei vouchere la Julius Town, pe care încă nu le-am cheltuit, pentru că n-am fost 100% sigură pe niște lucruri, așa că am vrut să mă mai gândesc puțin. Dar da, de aceea nu vi le-am arătat. Și minunea asta de pisică e pur și simplu o minune de pisică. Și aici, dedesubt de ea, am o plasă cu haine. În felul ăsta, care este o plasă cu haine foarte... ponosite, dacă pot să zic așa, sunt haine de casă pe care le-am purtat și le-am răspurtat și le-am răspurtat, pe care vreau să le duc la H&M, la programul lor de reciclare, pentru că altceva nu am ce face cu ele, deoarece sunt haine scămoșate și de casă, vedeți, sunt de anul trecut, sunt traininguri din acelea de la Sinsai cu care am fost obsedată și da... nu rezistă chiar un an de zile și se scămoșează destul de mult, nu știu dacă puteți să vedeți pe asta galbenă. Se vede cel mai bine și am încercat și cu ustensile din aceea de scame și cu orice, dar tot rămâne pe ele și nu se ia, așa că renunț la ele și îmi iau altele, oricum sunt la un preț foarte bun, vreo 25 de lei și cam un an de zile țin. Că mă întrebați anul trecut cum rezistă la spălat, cum rezistă la spălat, e bine, rezistă, dar cam un an de zile maxim, după aceea materialul se strică și se face în felul ăsta. Dar da, o să merg să duc sacul ăsta, Mira, dacă vrei să te bagi în el, o să te duc și pe tine. Vă arăt imediat ținuta și mergem și la Easybox. Hater iar spune, băi, da, fata asta n-are alte haine și probabil că din exterior așa pare, pentru că tot în setul ăsta mă îmbrac de când l-am cumpărat încoace, dar mi se pare gen un training și mi se pare extrem de ușor de purtat și de combinat cu toate cele. Mi-am luat pe dedesubt tricoul de la Reserved cu inimioare
Și mi se pare că nebunia asta de print pe print merge foarte bine, mai ales pentru starea de spirit pe care o am acum, că sunt așa foarte veselă și foarte bubbly. În picioare am filele, cele de toate zilele, că am făcut și o rimă. Am gentuța de la CCC. Nu cred că e neapărat cine știe ce lumină de outfit, dar mă simt foarte, foarte confortabilă în setul ăsta de la H&M și mi-aș dori să mai facă seturi din astea, pentru că în momentul de față doar pantalonii sunt disponibili și ăsta este singurul set de genul, dar vă rog eu, mai faceți seturi din astea că sunt absolut geniale. Da, ăsta e outfitul, asta, atât s-a putut pe ziua de astăzi. Îmi iau aici plăsuța, vlogul pentru astăzi este pus la aplaudat și mergem în primul rând la H&M, după aceea în Oșan. După aceea s-ar putea să ajungă și prietenul meu cu noua mașină și după aceea mergem la Easybox. Deci da, din Oșan trebuie să-mi iau șampon. Încă nu știu ce șampon îmi iau, dar vedem împreună. Hai să mergem! Gata și cu reciclatul, vedeți că las H&M-ul în urmă și mă îndrept înspre Oșan să îmi iau șampon. Și parcă mai aveam ceva pe listă, dar nu mai știu ce. Dar șampon neapărat și poate și o mască de păr sau un balsam. Să știți că am ajuns foarte rapid, pentru că H&M-ul, gen unde trebuie să duci lucrurile la reciclat, e foarte aproape de Oșan. Așa că am ajuns repede și acum decizii. Nu știu ce să-mi iau. Mă uitam la gama asta pe care o am în momentul de față și care îmi place super, super mult. Chiar mă înțeleg foarte bine cu ea, asta de la Garnier, dar cred că părul meu are nevoie de o schimbare, așa că mă gândesc să merg cu ceva de la Elsev și mă uitam la gama asta nouă a lor cu acid hialuronic și cred că o să merg cu asta, o să-mi iau șamponul și balsamul sau masca. Ziceam că cred că o să merg cu șamponul și balsamul și pentru mască o să mă uit pe Notino sau pe ceva, pentru ceva puțin mai profesional. Știu că au și aici produse profesionale în Oșan, dar nu pot să le găsesc în momentul de față, că aș fi vrut să-mi iau și o mască din asta un picuț mai fancy, dar dacă nu le găsesc, astea două sunt cele care vin cu mine acasă și ce am folosit până acum este garnierul acela cu banana, care m-a mulțumit foarte mult de altfel, dar părul meu parcă s-a obișnuit așa și se unge foarte repede, așa că merg cu astea două, ca o schimbare așa mică. Evident că sunt într-o cabină de probă, nu-i așa? Am ieșit din Oșan și am luat aici o grămadă de alte chestii, pe lângă șamponul și balsamul pe care vi le-am arătat. Cât timp eram în Oșan, îmi și aminteam așa pe parcurs ce trebuie să cumpăr, mâncare pentru Mira, tot felul de lucruri din astea extra și în drum spre ieșire, pentru că am terminat în mall, am intrat și până în Mango, pentru că weekendul trecut mi-au atras atenția două chestiuțe și anume două salopete și am aici una cu mânecă scurtă în felul ăsta. Mi-am luat-o în mărimea L, sunt foarte curioasă să văd cum vine, dacă îmi vine, care-i treaba cu ea. Și mi-am una tot similară, doar că cu mânecă lungă și așa într-un esiduaș. Și da, așa să văd cum îmi vine. Și cam așa se prezintă salopetele, adică salopeta prima, cea cu mânecă scurtă și să știți că îmi place cum vine în partea de sus, mă gândeam că mâneca scurtă o să fie prea scurtă și o să-mi scoată în evidență brațele, care nu sunt neapărat punctul meu forte, dar să știți că nu. Mi se pare că arată foarte drăguț, se așează foarte bine și în zona asta talie, cu toate că am impresia că e un picuț cam strâmtă, dar cred că o să se lase cu timpul, cam așa vine și din lateral. Nu știu ce să zic de ea, sunt așa foarte între, nu știu dacă neapărat aș purta-o. Să vă dau așa să mă vedeți per total. Nu știu dacă neapărat aș purta-o cu drag sau că aș avea foarte multă încredere în mine când aș purta-o, cu toate că arată super drăguț și diferit, dar da, nu știu. E temă de casă. E ceva la care să mă gândesc măcar câteva zile și pe asta nu o să mai probez pentru că și asta e deja foarte groasă și asta pare și mai groasă, așa că nu o să mai probez și oricum ajunge și prietenul meu cu mașina cea nouă, așa că da, nu mai am timp de asta. Deci o lăsăm pe altă dată, dar o să-mi fac câteva poze în salopetica asta și mă mai gândesc. Dar voi ce ziceți? Lăsați-mi în comentarii care e părerea voastră. Nimic de dat, să nu mai sperăm că într-o zi nu te prind. Să ne focusăm pe ce acum și dacă acum nu e, șansele să fie mai târziu sunt mici. Fac un zâmbet. Așa că nu mai pierde.
Vă dați seama că am pornit de acasă cu gândul să vin la Easybox și am uitat să vin la Easybox. Între timp ne-am întors acasă, am mâncat, am făcut o grămadă de chestii și acum am ajuns la Easybox, așa că mergem să luăm oala și să vedem ce e de capul ei, că eu super, super curioasă să văd care e faza și să gătesc ceva în ea, probabil cartofi prăjiți prima dată și probabil că mâine, pentru că tocmai ce am mâncat niște paste, dar da, hai să o luăm. Ia uite ce avem aici. Mamare. Oho. Ce zici de ea? Face cartofii buni? Cum în stomacul meu toți cartofii spiure. Deci eu cred că de mult vă toți zic de meal prep-urile mele și nu v-am arătat niciodată gen o masă efectiv cum o mănânc eu. Acum mi-am tăiat niște avocado și mi-am tăiat două roșii, sherry, ceva de genul și vreau să vă arăt și vouă cam cum arată o masă de-a mea. Să știți că până la ora asta, din păcate, n-am apucat să mănânc nimic și este aproape ora 1, așa că asta o să servesc eu ca și un fel de brunch, dacă pot să zic așa. Mi-am făcut aici o sălățică formată dintr-un avocado și două roșii sherry, așa cum am zis. Am pus pe avocado piper și sare și aici am un fel de burrito, dacă pot să zic așa. Am făcut un mix, un fel de chili con carne, dar nu chiar, pentru că este doar vită, cu năut, cu ardei, cu ceapă, cu morcov. Este așa un mix din ăsta cu carne tocată de vită pe care le-am pus în lipiile astea și le-am tras puțin la grill și cam asta a ieșit și mai am încă una acolo în caserola aceea, dar nu cred că o să pot să mănânc tot acum, așa că mi-am pus doar una momentan aici pe farfurie și poate cealaltă o să o mănânc la cină sau un picuț mai spre seară, dar da, îmi lasă gura apă, arată foarte bine. Eu sunt mare fană avocado și îmi plac mult și chestiile astea, burrito-urile astea sau cum le pot zice, deci da, de-abia aștept să mănânc și v-am arătat-o și pe Instagram, dar vă arăt și aici. Uitați-vă și voi! Deci uitați-vă și voi că de dimineață, de când a plecat sora prietenului meu la facultate, că v-am zis că stă la noi zilele astea, tot aici a stat, i-am dat ei o pereche de încălțăminte să meargă la facultate cu ea și s-a golit cutia și Mira s-a băgat aici și aici își face viacul, probabil o să explodeze și cutia asta în curând, vedem. Da, scuze, gata, nu te mai filmez. Da, deci una peste alta, cam asta este ziua mea, până acum am muncit și acum mi-am luat pauza de masă, am zis să vă arăt și vouă exact ce și cum mănânc și ne auzim puțin mai încolo, pentru că trebuie să-mi ajungă astăzi, din câte am văzut, două comenzi, una pe care am plasat-o chiar ieri și mi-a ajuns astăzi de la depurtat cu o pereche de pantofiori cu toc. Eu n-am nicio pereche de pantofi cu toc, așa că am nevoie de o pereche de pantofi cu toc pentru niște poze pe care vreau să le fac pentru D-Fashion, ceva de genul. Și sunt niște rochițe foarte elegante, mi-am cumpărat o pereche de pantofi pentru ele pentru că nu pot fi purtate cu sneakers sau cu orice altceva. Deci trebuie să ajung alea, de fapt, papucei astăzi și să vi arăt. Și am primit și un mesaj de la Fan Curier, cum că trebuie să-mi fie livrat un colet, așa că nu știu la ce să mă aștept. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. Ia uitați-vă cine s-a întors de pe afară și nu m-am întors cu mâna goală, ci m-am întors cu toate coletele care mi-au sosit astăzi. Papucei de care vă ziceam mai înainte, mi-a mai sosit un colet aici, sper că nu v-a arătat adresa mea, și mi-a mai sosit încă un colet pe care îmi sună ceasul, îmi sună alarma. Gata, problemă remediată, m-am dus și am oprit și alarma, a fost ceasul încărcat toată ziua și m-am simțit foarte dezbrăcată fără el, pentru că îmi venea mereu să mă uit la ceas și când colonaveam nimic pe mână. Dar da, ziceam că am venit de afară, am fost și m-am plimbat cu musafira noastră, am mâncat o înghițată, am mai stat de povești, ne-am plimbat puțin prin mall, am fost până în Oșan și acum ce vreau să fac e
să mă relaxez, să nu mă mai gândesc la absolut nimic și să deschid împreună cu voi colețelele astea. Să știți că unul dintre ei, unul dintre ele de fapt, adică papucei ăștia cu toc pe care i-am luat de pe depurtat, stați să-și apropie puțin cadrul să vedeți mai bine, așa, papucei ăștia i-am deschis pentru că am vrut să-i pun în picior exact cum mă așteptam. Nu sunt cei mai comozi pantofi din lume, papuși din lume, vine într-o cutiuță decentă, destul de simpatică. Să știți că am dat pe ei 89 de lei și cu tot cu transport a fost 101 leu. Și mi-am luat pentru că trebuie să pozez niște rochițe foarte drăguțe pe care le-am primit de pe un site, dar cred că v-am mai zis. Și nu aveam nicio pereche de pantofi așa un pic mai elegantă care să meargă cu ideea pe care o am eu în cap, așa că i-am luat pe ăștia și mi se par super simpatici. Sunt foarte micuți, super drăguți, foarte înguși aici în față, deci eu nu am cel mai lat picior și nu am piciorul deloc lat, dar ăștia sunt extrem, extrem de înguși în față și nu văd cum cineva ar putea să-i poarte pe ăștia și să fie comodă. Dar, mă rog, cred că depinde și de formatul piciorului, depinde și cât de obișnuit e piciorul vostru cu astfel de pantofiori. Dar cum eu sunt obișnuită toată ziua în sneakers și în Adidas, e bine, când pun piciorul în așa ceva, mi se pare foarte incomod, dar mă gândesc că e un standard, e un normal. Oricum, o să-i iau până la mașină, o să fac posele și o să-i dau jos, deci nu mi-ar fi trebuit să fie cine știe ce comoditate. De aceea m-am și dus pe depurtat și să știți că, din punct de vedere calitativ, sunt destul de fain făcuți. V-am zis, în cutiuță, vin tare simpatic. Calitatea materialului este una decentă, talpa este la fel ok. Înăuntru v-am zis că nu sunt foarte comozi, nu sunt un calapot potrivit pentru piciorul meu cel puțin, dar v-am zis că nu fac un mare caz din lucrul ăsta și asta pentru că nu o să-i port foarte mult, nu i-am luat foarte în serios, dacă pot să zic așa, i-am luat doar pentru ținute. Și asta a fost cu papucei. Mi-a mai venit un colețel pe care l-am comandat eu de la o fată care vinde haine de la Zara pe Instagram. Am descoperit-o când am vrut să-mi iau niște cercei de la Zara pe care ea nu-i mai avea. Și i-am dat follow și am văzut o minunăție de... invers, că acolo e adresa mea. Am văzut o minunăție de bluzică pe care nici n-am stat pe gânduri și mi-am comandat-o și sper să-mi fie bună. Ia să vedem! Ia uitați cât e de simpatică! E genul ăsta de bluzică de primăvară, foarte drăguțică, așa cred că o să o și iau pe mine imediat să vedem exact cum stă treaba. Mi-am luat o mărimea M și trag nădejde și sper că o să-mi fie bună și nu o să trebuiască să o pun pe closet sale din cauza faptului că are... Vedeți cât se lărgește aici în spate, deci mă gândesc că o să se lărgească destul de mult și o să fie destul de ajustabilă și la fel și mânecuțele astea nu cred că o să fie o problemă, îmi pare că mi vine bine, chiar vreau să o și iau pe mine. E, și cam așa se prezintă, eu zic că arată foarte bine, sinceră să fiu, v-am zis că eram sigură că o să fie potrivită mărimea M din cauza faptului că este super elastică pe spate. Și chiar vine fix cum trebuie, deci zici că e turnată, chiar mi se pare că arată foarte, foarte drăguț, cred că merge purtată și fără sutien sau nu, pentru că pare puțin transparentă, dar cred că lucrul ăsta poate fi destul de ușor ajustat. Îmi place foarte mult cum e tăiat aici în zona gâtului, trebuie să am oricum grijă ce fel de sutien port, cred că unul cu larea pielii, nu alb cum am în momentul ăsta. S-ar potrivi mai bine, dar da, cam așa arată, super simpatică, chiar mi se pare că bluzicile astea pentru sezonul de primăvară-vară pe mine mă avantajează foarte mult din cauza faptului că mi-ascund brațele, care sunt un defect și un complex de-al meu în același timp. Și îmi pun în evidență zona gâtului și claviculele și partea asta, care mi se pare că e o parte foarte drăguță la mine, nu neapărat decolteul, pentru că nu mă simt neapărat confortabilă să-mi arăt decolteu și nici nu cred că am cine știe ce arăta, fie vorba între noi. Și da, mi se pare că e super feminină și faptul că se așează așa pe talie și îmi avantajează talia, care mi se pare cea mai mică parte a corpului meu, cred că îmi face un foarte mare serviciu, îmi avantajează talia, mi-ascunde brațele, mi-alungește gâtul, mi se pare că genul ăsta de bluzici arată foarte, foarte bine pe mine, acum nu știu, poate fi doar în capul meu, eu mă simt oricum bine în ele și cred că asta contează până la urmă. Și ultimul lucru pe care vreau să-l desfacem împreună este un colet negru, da, foarte surprinzător, pe care scrie și fragil aici. Și mi-am adus și un cuțit ca să-l deschidem cum trebuie împreună. Știu ce se află în el, să ajustez puțin cadrul în felul ăsta. Știu ce se află în el pentru că mi-au scris cei de la Garnier că o să-mi trimită un fel de mood board al tenului meu cu niște măști de față. Și mi se pare că a venit la fix chestia asta pentru că aveam nevoie de niște măști de față.
Nu știu dacă ați observat sau nu în ultimele videoclipuri, dar am oprit un pic și o să las cuțitul jos. Am partea asta a obrajilor foarte roșie și iritată și asta din cauza faptului că mi-este foarte uscată. Mă confrunt cu chestia asta de fiecare dată când se schimbă sezonul, adică toamna și primăvara. Mi se usucă foarte, foarte mult zona obrajilor. Eu, de fel, având un ten normal spre mix, uleios în zona T și normal pe obraj, dar la schimbarea asta de sezon și atunci când se trece de la o temperatură la alta, nu mă mai înțeleg cu obrajii mei și la fel și iarna când este foarte frig. Deci mi-a venit la fix coletul ăsta de la Garnier cu măscuțele astea de față. Și cam așa arată colețelul, de fapt ce se află în colet. Aici probabil este un pliant cu chestii despre campanie. Da, pentru că e un fel de campanie așa cu Garnier Mask Moment, hashtag masca preferată Garnier, mă rog, e o campanie pe Instagram. Și haideți să-l deschidem împreună, vedeți că vine legat cu sforicica asta aici, legat foarte bine, aș putea spune, așa că o să tai pur și simplu sforicica. Vreau să ajung la măscuțe, fără să stric tot aranjamentul ăsta, dar văd că nu se poate. Așa, am rupt și pușminitoarea asta. O, și ce drăguț că... A, ce frumos că am o și o din asta. Vedeți? O din asta pe care îmi pun eu obiectivele. Știți, cred că despre ce zic, nu-mi vine acum. O tăviță, nu-i tăviță. E o fel de tablă. Doamne, ce greu mi-a venit cuvântul ăsta. Un fel de tablă pe care poți să-ți prinzi tot felul de chestii. Și cam așa arată pachetul de PR. Avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 măscuțe de față, din câte văd eu aici. Și avem, cred că din toate măștile lor, avem Nutribomb, avem Hydra Bomb, două Hydra Bomb. Asta cu aloe n-am încercat-o niciodată și nici asta cu vitamina C și mi se pare super interesantă. Și da, o chestie pe care vreau neapărat să o menționez este faptul că cei de la Garnier și-au schimbat atât ambalajul cât și materialul din care sunt făcute măscuțele și acum este vegan și biodegradabil. Materialul și ambalajul din care sunt făcute este biodegradabil, ceea ce mi se pare un lucru foarte mișto, că se gândesc și la mediu și la ceea ce ne înconjoară, pentru că măscuțele astea sunt gen pentru o singură utilizare și după aceea le aruncăm, așa că faptul că sunt biodegradabile mi se pare super cool. Deci da, am măscuțe noi, cel mai încântată sunt de astea de hidratare, că v-am zis că am mare nevoie în perioada asta, am vrut să-l deschid împreună cu voi. Da, super fain, sunt super încântată de fiecare dată când de fiecare dată când primesc pachetele din astea de PR cu lucruri de care am cu adevărat nevoie, așa că da. Ca de obicei, pe fundalul clipurilor mele, tuturor clipurilor mele, de fapt, sunt sirene. Așa că sper că v-ați obișnuit deja cu chestia asta, nici nu cred că mai trebuie să o scuz în mod deosebit. Dar asta a fost pe astăzi și pe seara asta v-am zis că nu plănuiesc să mai fac mare lucru decât să stau, să lenevesc. Am fost toată ziua ocupată, am pus și o comandă foarte mare pe About You și să știți că o să urmezi un cod de reducere, dar mai la începutul lui mai mi-am cumpărat o grămadă de rochițe și am pus și o comandă pe Reserved, la fel cu o grămadă de rochițe, plănuiesc să fac un videoclip special în care să prezint numai rochițe, gen alternative pentru rochițe de primăvară-vară și vreau să fac și un haul About You dacă tot vine un cod de reducere nou. Așa că, da, sunt super încântată. Codul de reducere o să îl am în data de 2 mai, așa că dacă aveți cumva ceva în plan, un cadou de Paște, un cadou întârziat de Paște, dacă o să primiți bănuți de la rude sau cine știe, salvați-i și puneți-vă la wishlist câteva chestii pe About You pentru că o să urmeze un cod de reducere. Nu știu dacă o să fie de 15% sau 20%, dar o să vă anunț când o să vină momentul. Da, una peste alta, asta a fost pentru astăzi, pentru seara asta. Eu aștept să ajungă prietenul meu pentru că a plecat la muncă și după aceea la un pacient și o să ajung în jur de ora 8. O să mă duc înapoi la sora lui, care mă așteaptă în momentul de față în living și probabil că îi se pare foarte ciudat că vorbesc cu o cameră. Cine știe? Dar da, noi ne auzim oricum zilele viitoare când mai am ceva așa foarte interesant să vă arăt. Și da, asta e tot. Dragilor, bună! Este o nouă zi și eu tocmai ce am realizat că nu v-am vorbit deloc despre air fryer. Cam așa arată, o să-i găsiți linkul în bara cu descrieri, este de la firma Starlight și l-am cumpărat de pe EMAG. În interior, porțiunea asta pe care o puteți folosi pentru prăjirea chestiilor pe aer
arată cam așa, este de mărimea asta, nu mă pricep foarte bine la diferitele mărimi, dar pentru mine și prietenul meu este de ajuns. Să știți că deja l-am folosit odată, am făcut ceva cartofi prăjiți în el, cartofi prăjiți pe care i-am cumpărat din Lidl, din aceia deja congelați în coajă, care ne plac nouă foarte mult și credeți-mă că i-a făcut extraordinar de buni. Știu că cartofii congelați sunt deja prăjiți foarte puțin și după aceea congelați, dar ăsta este singurul lucru pe care am apucat să-l facem în air fryer până acum. Eu o să mă uit pe niște rețete un picuț mai, poate chiar un weekend, pentru că avem meal prep-ul pregătit pentru săptămâna asta. Dar am prăjit într-o seară niște cartofi și am făcut așa o câmpenească cu un platou de brânzeturi, niște cartofi prăjiți, zacuscă, și a fost foarte bună și s-au prăjit extrem de bine, au rămas foarte crocanți și foarte gustoși. Și ceea ce îmi place mie foarte mult la el este acest display. Display care este unul digital și de unde puteți să setați temperatura, să setați timpul în care de preparare, dacă pot să zic așa, și pe dungulițele astea aveți aici câteva meniuri în felul ăsta ca să prăjiți tot felul de chestii, dar să știți că o să vă las pe ecran acum cât vorbesc eu, o chestie pe care am găsit-o eu pe Pinterest sau pe Facebook zilele trecute cu timpul de prăjire pentru tot felul de produse în air fryer, așa că eu nu cred că o să folosesc programele astea care sunt în momentul de față aici, ci o să setez pur și simplu temperatura și timpul după regulile pe care vi le-am lăsat pe ecran. Nu știu, nu le-am încercat, sper să funcționeze, pare că funcționează și mulți oameni ziceau că se ghidează după ele, așa că da, nu o să folosesc neapărat meniurile astea, ci o să folosesc pur și simplu setările. Cred că merge maxim până la 200 de grade și cred că în ceea ce privește timpul merge destul de mult, adică cred, da, 200 de grade și 60 de minute este maximul la care îl puteți seta. Îmi place foarte mult display-ul, îmi place că este negru și este foarte sleek. Ceea ce nu-mi place, în schimb, este faptul că la cât de sleek este, e foarte electrizant. Și nu știu dacă vedeți voi, dar prinde părul de pisică și tot părul din casă. Uite pe aici, se vede și mai bine. Și nu se ia foarte ușor, deci este genul de aparat care e destul de greu de curățat și care, da, ia destul de mult timp să-l cureți și dacă acum dau cu mâna sau cu cârpa pe el, în câteva minute se pune înapoi praful, deci nu prea are rost să-mi petrec timpul făcând chestia asta, doar să îl șterg așa o dată de două ori pe săptămână ca să îl mențin curat și evident după fiecare folosire, dar da, asta a fost experiența mea până acum, v-am zis că nu am foarte multă experiență cu el. Aparent merge folosit și pe post de trepied, deci ăsta este un bonus, am zis totuși să întorc camera să mă vedeți un picuț și pe mine. Este joi și am avut o zi foarte aglomerată, o dimineață de fapt foarte aglomerată la muncă. Ieri să știți că nu am făcut mare lucru decât niște conținut pentru Dye Fashion sau Dye Fashion? Nu știu exact încă cum se pronunță, dar v-am zis că m-au rugat să fac niște poze pentru site și am făcut niște poze superbisime și toată ziua de ieri mi-a fost concentrată spre partea asta și spre muncă. Deci da, au ieșit niște chestii tare faine, de-abia aștept să mă duc să editez pozele un picuț mai încolo. Musafirul nostru este momentan la facultate, sora fratelui meu, așa că eu sunt singură în casă și mi-am amintit așa foarte random să vă arăt și să vă vorbesc un picuț despre acest air fryer, că să cuprind totuși în vlogul de astăzi informația asta, pentru că s-ar putea să pun în titlu că mi-am luat air fryer, dar nu știu, am zis să nu-l arăt și după aia să nu mai vorbesc despre el deloc, să îl arăt gen când îl ridic și să nu mai vorbesc după aia deloc despre el în vlog, pentru că s-ar putea să fie deranjant pentru unii oameni. Așa că am zis să vă menționez așa primele impresii. Primele impresii sunt bune, am făcut doar cartofi prăjiți până acum și au ieșit exact cum trebuie și îmi place că au ieșit așa foarte crispy și foarte crocanți, ceea ce e super și mai ales că i-am gătit așa fără ulei, e și mai bine. Deci da, astea au fost update-urile, eu o să mă întorc, am câteva comenzi de plasat. Oricum, o să vă țin la curent când se mai întâmplă chestii interesante. Momentan mă duc să plasez o comandă pe Kurtman, pentru că o să avem și un giveaway foarte drăguț de Paște. Probabil că cei de la Kurtman o să ofere un voucher de cumpărături pe site-ul lor unor câștigătoare, unei sau un... sau o câștigătoare sau două, asta vreau să zic. Și da, mă duc acum să plasez comanda pe Kurtman ca să ajungă cât mai rapid și să văd ce mai am de făcut la muncă. Dar da, viața e bună, am o săptămână chiar excelentă spre deosebire de săptămâna trecută care a fost oribilă, săptămâna asta e foarte faină și sunt foarte plină de energie, deci da, numai de bine. Asta a fost și cu air fryer-ul, asta a fost și update-urile zilei.
mă duc să continui ce am de făcut, chestii nu foarte interesante, pentru voi cel puțin, și da. Guys, bună! Este următoarea zi, este vineri pentru mine și este sfârșitul săptămânii și Doamne cât sunt de bucuroasă că s-a terminat săptămâna asta de muncă în sfârșit, pentru că am avut o grămadă de lucruri de făcut și o grămadă de task-uri. Am impresia că cel puțin marți, miercuri, joi au fost extrem de aglomerate, luni nu prea, și astăzi la fel este o zi mai lejeră. Este ora, este 12:47 și sora prietenului meu deja a plecat, a plecat la ea acasă pentru weekend, pentru că nu mai are cursuri până marți, așa că am rămas singură acasă și plănuiesc să mă duc până la Fan Curier. Asta pentru că mi-au venit două colete și nu am avut banii cash scoși în casă, așa că i-am spus ieri să le lase la sediu, pentru că au un sediu destul de aproape de mine și o să mă duc eu să le ridic astăzi și după aceea o să vin să mă pregătesc să mergem la... Să merg, de fapt, la petrecerea burlăcițelor. O colegă de-a mea se mărită, o colegă de la muncă, așa că ținem așa un fel de masă festivă, dacă pot să zic așa. Deci o să trebuiască să merg și să mă pregătesc pentru asta. O să fie undeva la... pe malul Begăi, undeva o să mergem la un local, o să mâncăm, o să bem ceva bun și o să mai discutăm așa ca între colege. Dar da, astea sunt update-urile și planurile zilei, dar de ce am deschis camera este pentru că mi-a venit un coleg de la Kurtman și l-am deschis singură și după aceea am realizat cât de drăguțe au fost fetele de la Kurtman, deja am anunțat pe story, dar o să vă arăt și voi aici în vlog că mi se pare super simpatic ce au făcut. Aici este cutia cu comanda, mi-am plasat o comandă cu niște rochițe, o gecuță, o grămadă de topuri colorate, cred că o să și fac un videoclip separat cu hăinuțele astea pentru că n-am prea apucat să filmez săptămâna asta, așa că așa am așa un material, un fel de material bonus cu un try-on și niște idei de ținute pentru primăvară, așa foarte random, de la Kurtman, nu știu, s-ar putea să vă placă. Deci nu o să intrăm foarte mult în ele în momentul de față și oricum cred că o să fie foarte mult material pentru vlogul ăsta. Cred că astăzi este și ultima zi în care vloguiesc, așa că da, cam așa arată comanda, atât puteți să vedeți din ea. Și de ce am vrut să vă arăt este din cauza faptului că am primit-o cu hârtiuța asta peste, pe care scrie, în loc de iepuraș, îți trimitem o vulpiță, fetele de la Kurtman. Să știți că eu am dezvoltat o relație super faină cu fetele de la Kurtman, pot să zic că deja ne înțelegem bine și ele mi-au spus că e ca și cum fac parte din echipa lor, pentru că lucrăm de mai bine de un an, aproape în fiecare lună, și mi-au trimis un cadou, gen ăsta nu era parte din colaborare, și au zis ei să-mi trimită plovărașul ăsta cu vulpiță. Mă știți pe mine și vulpițele mele, vulpițele sunt animalele mele preferate, așa că da, m-am bucurat tare mult când am văzut cadouașul ăsta și sinceră să fiu, nu mă așteptam, așa că le mulțumesc și aici în vlog și o să vedem acolo ce mi-am luat mai în detaliu, probabil într-un clip foarte scurt cu idei de ținute pentru primăvară și un fel de unboxing cu hăinuțe de pe Kurtman. Dar da, dragilor, așa ca și prin junglă, vreau să vă zic că nu mă mai machiez, îmi pun doar, nu știu, ceva pe cap, că am părul destul de mult și nici n-am apucat să mă mai spăl astăzi. Cred că o să mă spăl pe seară și o să salvez toată situația cu niște șampon uscat. Dar da, mă îmbrac lejer. Păcat că n-am un training și chiar am realizat chestia asta zilele trecute, că nu am un training pe care să-l iau pur și simplu pe mine și să ies când am așa de mers, nu știu, până la Curier sau până la Auchan sau până la Lidl, n-am niciun training și nu știu de ce. Ar trebui rectificată problema, nu o să mă machiez, nu o să mă aranjez foarte mult pentru că merg doar la Curier, mă dau cu SPF pe față și am pornit, mă duc să ridic comenzile, am o comandă de la H&M și o comandă de la About You. Nu o să vi le arăt în clipul de astăzi, sunt niște rochițe pe care vreau să le salvez pentru holul acela mare cu rochițe. Vreau să vă propun o grămadă de idei de rochițe și de stilizare a rochițelor pentru primăvară. Deci da, mă duc să mă îmbrac și mergem la Curier.
Deci arăt de Doamne ferește, nu arăt nici de cum potrivit la față pentru rochița pe care o am pe mine. Dar voiam să vă zic că am ajuns acasă și că am desfăcut imediat coletele pentru că eram foarte încântată să văd cum arată rochițele. Vrând să le prezint într-un haul în care vreau să vi le prezint în niște ținute un pic mai elaborate, cu pantofiori, cu gentuțe, cu poate o pălăriuță. Am zis să le deschid că nu este un unboxing și nu vi le-am arătat, v-am zis că nu vi le arăt în vlog pentru că vreau să le vedeți așa în premieră în... haul, în ideile, clipul cu idei de ținute. Mira e nebunită în pungulițe, dar vreau să vă arăt rochița asta. Doare cât e de frumoasă și accentuează talia atât de frumos, deci vine extraordinar. Sunt îndrăgostită și vreau să întorc camera să vă arăt și celelalte rochițe. Mai am una așa, două roz, asta de pe mine e mov. Mă rog, foarte șifonată momentan, dar e o nebunie lungă așa până în pământ. Toate arată foarte, foarte bine, deja le-am probat. Ziceam că deja le-am probat pe toate pe mine și arată extraordinar, de-abia aștept să le pun în ținute, așa cum am zis. Și vreau să vă arăt ce mi-am luat de la Stradivarius. Nu o să intru foarte mult în detalii, dar sunt sigură că în clipurile de mai înainte ați văzut o pungă de la Stradivarius. Și vreau de fapt să scot camera, că filmez în momentul de față cu telefonul, să scot camera, să mă liniștesc un picuț. Rochițele sunt superbe, dar trebuie un picuț să mă liniștesc. Scot camera și vă arăt ce am luat de la Stradivarius așa foarte spontan. Am zis că o să se închidă foarte frumos clipul ăsta dacă l-am început făcându-mi părul și îl termin făcându-mi părul și făcând așa câteva update-uri. V-am zis că tocmai ce m-am întors și vreau să merg, să încep de fapt să mă pregătesc pentru ieșirea de diseară. N-am cum să mă mai... A căzut capacul! N-am timp să mă mai spăl pe cap, așa că o să mă dau cu șampon uscat și șamponul uscat pe care îl folosesc eu este ăsta. Voiam să vi-l menționez, este de la Gerovital și este cel mai bun șampon uscat pe care eu l-am folosit vreodată. Își face efectul foarte bine, doar că evident că lasă urme albe în păr, de aceea mă și dau cu el acum, ca să poată să-și facă efectul până o să plec de acasă. Mă dau... foarte random, unde simt eu că mi-este părul uns, încerc să mă păstrez cât de cât, sper să mă auziți prin prăieturile astea, încerc să mă păstrez cât de cât pe rădăcina părului, să nu dau pe vârfuri și după aceea, după ce îmi termin de stilizat părul la final, o să încerc să mă dau și cu ulei de păr pe vârfuri ca să nu pară vârfurile cumva, nu știu, încărcate, dacă pot să zic așa. Cam așa arată părul. Vedeți că s-a albit totuși. Cred că în realitate se vede mult mai bine decât pe cameră, dar... Da, vă zic eu sigur că s-a albit și arată acum ca o persoană... Uite că aici se vede foarte bine. Arată acum ca o persoană nebună, așa că o să mă duc să împrind părul cu un mod ceva ca să vă pot prezenta pantalonii. Așa, în felul ăsta, mult mai bine, zic eu. Oricum, să știți că am observat foarte mult alb când m-am dus în baie și probabil se vede și pe la voi acum, dar ăsta este pontul meu, dacă vreți să ziceți așa, să mă dau cu șampon uscat cu câteva ore înainte să plec de acasă, înainte să-mi stilizez părul. Eu trebuie să plec de acasă la ora 4 și 10, gen într-o oră deja, că e 3 și 11 minute, deci cam cu o oră înainte să... Trebuiască să ies din casă, mă dau cu șampon uscat și înainte să-mi stilizez părul ca să absorbe acolo toate uleiurile și să-și facă treaba. Una peste alta, am intrat pe la Stradivarius când am mers la fancurier, evident, și mi-am luat două chestii și am intrat și pe la DM când m-am întors de la fancurier. Mi-am luat de la Stradivarius două lucruri și vedeți aici unul singur pentru că unul se află pe mine în momentul de față. Mi-am luat două perechi de blugi. Nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, dar mie mi se uzează blugii, gen am o pereche de blugi albaștri pe care îi port în disperare și acei blugi se schimbă de la an la an și asta este din cauza faptului că se uzează foarte mult la cusături, materialul își pierde elasticitatea, se răresc foarte tare și în ultimă instanță se rup. Așa că anual, cam așa, trebuie să îi schimb. Și sunt niște blugi simpli, albastru deschis cu talie înaltă, sunt blugii mei basic pe care îi recumpăr de fiecare dată, dar din cauza faptului că îi schimb cam o dată la un an, nu mai găsesc mereu modelul respectiv în magazine, așa că de fiecare dată îmi aleg câte un alt model și este un task destul de simplu să fac chestia asta pentru că vreau niște blugi albastru deschis cu talie înaltă care să fie cât de cât skinny sau mom.
De data asta, și ei sunt de la, ori de la Bershka, ori de la Stradivarius. Și de data aceasta am intrat la Stradivarius pentru că este unul din magazinele mele preferate și i-am găsit pe aceștia. M-am slim fit în felul ăsta și i-am luat în mărimea 42. I-am luat în mărimea 42, să vedeți că ăștia roz de femine din momentul de față sunt mărimea 40, dar am ales să merg cu 42 la aceștia din cauza faptului că îi vreau lejeri. Nu vreau să mă țină, nu vreau să mă strângă, vreau să fie blugii mei de zi cu zi, nu vreau să mă strângă peste fund, vreau să-mi fie super comozi, așa că de aceea am luat mărimea 42, nici nu cred că am probat mărimea 40 și cam așa arată ei, nu are rost să-i probez, sunt niște blugi mam care au și elastan în ei, mereu urmăresc chestia asta la blugii mei skinny, albaștri de zi cu zi, să aibă elastan, pentru că sunt mult mai comozi și se mulează mult mai bine, deci da, cam așa arată ei, sunt cât de cât drept, arată foarte relaxat în partea de jos, nu sunt nici prea largi. În partea asta se mulează foarte bine și pe fund și pe coapse și aici în partea de jos, gen de la genunchi în jos, de la ruptură în jos, sunt foarte relaxați, așa că s-ar putea să-i și port în seara asta pentru că îmi place foarte mult cum îmi vin și numai bine o să reușesc să îmi dau seama dacă se potrivesc în ținute. Deci da, o să îi iau probabil în seara asta la ieșirea cu fetele. Da, sunt super drăguți. Am mai probat niște blugi de la Stradivarius, eram între ăștia și alții, unii care se numeau super high waist skinny, dar i-am ales pe ăștia pentru că blugii skinny skinny, gen de sus până jos, sunt cam ieșiți din stil, dacă pot să zic așa. Așa că am mers cu ăștia relaxați, care arată foarte bine și foarte lejer și nu era deloc plănuit, dar mi-am mai luat o pereche de blugi și o să las un pic cu camera mai în jos ca să o vedeți un pic mai bine. Această pereche de blugi, care este o pereche de blugi roz și este flare. Nu știu dacă vedeți voi acolo jos, dar pare un picuț evazată în felul ăsta. Ăștia i-am luat în mărimea 40 pentru că am vrut să aibă efectul ăla de să mă țin așa foarte bine și cam așa se așează ei pe partea din spate, din față, pe coapse, arată bine, simt că o să se mai lase mai mult în partea asta, doar că acum sunt noi și doar ce sunt purtați. M-am împiedicat de ei când mergeam la casă, nici nu am mai probat. M-am uitat la compoziție, am văzut că are elastan, așa că am luat mărimea 40, care știu sigur că mi se potrivește pentru compoziții cu elastan. Deci da, sunt super, super simpatici și zic că se potrivesc foarte bine pentru ținută lejeră de vară. Dacă vrei să ieși poate la poze, se potrivesc foarte bine cu albastru, cu verde, cu roșu, merg foarte bine și am zis că sunt super lejer și super nice, așa că i-am luat și pe ăștia. Așa, am făcut și un picuț de întuneric, poate acum mă vedeți și mai bine și mi-am mai luat trei chestii de la DM în felul ăsta. Mi-am luat o periuță de dinți de la DM. Eu am o periuță de dinți electrică și când mi-e lumea mai dragă, îi se termină bateria. Nu știu ce se întâmplă, că eu nu știu dacă trebuie schimbată, că e destul de veche, gen aparatul în sine, că capetele le schimbă regulat, dar aparatul în sine nu știu dacă trebuie schimbat sau nu. Așa că pentru momentele când îmi e lumea mai dragă și mi se termină bateria la periuța de dinți și trebuie să aștept să se încarce, mi-am luat o periuță de dinți din asta normală. Mi-am luat pudra mea, cea de toate zilele, de la Rimmel. Rimmel Stay Matte în nuanța 003 Peach Glow. Cea mai bună pudră de față din punctul meu de vedere. Și mi-am mai luat un rujuleț de la Shein, pe care vreau să îl încerc chiar acum, pentru că în magazin cam așa arată. El arată simpatic. În magazin nici nu am putut să-l deschid, din cauza faptului că nu ne mai lasă să deschidem rujuri în DM. Și vreau să văd ce culoare are. Aș fi vrut un rujuleț care să fie roz. Oh, dar nu-mi stă foarte bine. Poate din cauza faptului că nu sunt machiată. Oh, dar îmi stă chiar rău. Ok, este un micuț fail rușul ăsta. Nu știu, poate atunci când o să fiu machiată o să arate mai bine. Dar nu arată fain deloc. Oh my god, stați un pic să aștept că nu pot să fac încheiere așa. Dragilor, sunt gata de plecare și vreau să vă arăt ținuta înainte să fac încheierea completă a acestui vlog. De aceea am și întrerupt abrupt partea de mai înainte, pentru că, da, am filmat înainte de partea asta încheierea, dar ținuta a ieșit atât de drăguț și atât de normal, încât vreau să vă arăt, așa că întorc camera.
Cam așa arată, cam așa arată și blugii pe mine, vedeți ce ziceam? Că sunt fix mărimea potrivită pentru că sunt super lejer și chiar arată foarte, foarte bine pe mine. Chiar mi se par super fain și sunt foarte lejeri în partea de jos. Aici, pe zona șoldurilor, se mulează absolut perfect. Mi se pare că sunt niște blugi tare, tare simpatici și pur și simplu în partea de sus m-am jucat cu plovărașul ăsta și din cauza faptului că plovărașul are... floricelele astea galbene, am ales să pun accesorii galbene, beretă galbenă, poșete galbenă și cercei ăștia nebuni pe care îi am de la Zara. Asta e ținuta, mergem și da, vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizare, vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag și da, ne auzim săptămâna viitoare.